Salut! Gabi! Bună, Gabi! Bună! Îmi pare bine să ne revedem aici în biroul meu din Taycan. Eu aici am birou în timpul turneului. Îmi place biroul tău. Da, e cu mai multă piele decât al vostru. Al vostru e colorat și mov. Și cu mult sky putere. Al vostru nu. Biroul tău e destul de spațios aici. Da. Dar e cu o plasă în mijloc. N-am înțeles nimic care. Da, nici noi nu înțelegem uneori. Uneori nu e greu, nu? Da. Gabi, ce faci? Cum ești? Sunt excelent. Sunt foarte bucuroasă că am câștigat ieri. De fapt, nu că am câștigat ieri, sunt foarte bucuroasă că în sfârșit m-am simțit și eu bine pe teren. Și am simțit că am schimbat ceva. A fost un an greu pentru tine. Acum nu avem noi timp aici să detaliem toată povestea. Dacă vrei tu neapărat să ne povestești un pic. Dar și eu mă bucur că te-am văzut ieri ca în vremurile bune, să zic. Adică te-ai mișcat bine pe teren. Ultimele două seturi a fost fix cum te văzusem pe la Hamburg pe vremuri. Da. Pe vremuri, așa spun, de parcă a fost acum 10 ani. Da, exact. Da. Cum ești? Ce s-a întâmplat cu tine? De fapt că puțină lume cred că știe, sau mă rog, puțină lume știe pe bune ce s-a întâmplat. Noi știm în general din ce ai scris pe Instagram. Da, păi oricum nici nu e foarte simplu să ajungi fiecare săptămână la nivelul tău maxim. Deci, absolut, clar. Cum am jucat la Hamburg, Palermo sau, nu știu, alte turnee de anul trecut, a fost așa, cum să spun. O chestiune de moment, sigur. Dar la voi totul e sportul ăsta e o chestiune de moment. Da, da, și nu poți să mențin nivelul ăla tot anul pentru că e imposibil. Apar probleme de sănătate, probleme fizice și așa mai departe. Nu e simplu, adică cel puțin pentru mine a venit fix într-un moment în care nu mă așteptam și jucam clar cel mai bun tenis al meu din toată cariera, dar asta e, tot ce mi s-a întâmplat a fost o lecție pentru mine și... Tu ai avut COVID și după aia a fost o... Nu, am... Nu? Toată uite, nebunia, vezi, da, toată nebunia a plecat, a început la Dubai. Unde ești ca foarte bine. Da, eu la Dubai am jucat cu pneumonie. Okay. M-au testat fiecare zi, de două ori pe zi, pentru că credeau că am COVID, eu neavând COVID niciodată până atunci. Okay. Și mi-a fost foarte greu, am schimbat 3 antibiotice, nu mă refăceam, mi-a fost foarte, foarte rău. Și la nici 10 zile după ce am făcut pneumonie, am fost depistată pozitiv cu COVID. Ok, deci a fost un combo, jumbo. Da, ceva. Da, cred că imunitatea n-a fost prea bună în perioada aia. Eram și obosită după un an plin de turnee, nefiind obișnuită cu tot ceea ce mi s-a întâmplat anul trecut, pentru că a fost o schimbare. Turnee tu jucai, dar nu te duceai atât de mult. Păi n-aveam cum să mă duc mai departe când eu nu puteam să joc 30 de minute, adică la 5-a minge eu făceam semnul lui Iulian, hai să stăm pe bancă, să facem o pauză că nu mai pot. Okay. Și după aceea, la puțin timp, eram la turneu și simțeam așa, am început să am palpitații. M-am speriat puțin, am crezut că pe prima fază că e de la mine, că nu știu, sunt în burnout, în America, da. Mm-hmm. Că sunt obosită, nu mai am chef să joc, pentru că se întâmplă și nu ești ok mereu. Și după aceea când am aflat că de fapt s-ar putea să fie o miocardită, m-am liniștit puțin și am zis ok, deci clar nu e din capul meu. O problemă poate să fie și a trebuit să iau o pauză, să văd ce se întâmplă, multe investigații, toată lumea s-a speriat pentru că o problemă la inimă pentru un sportiv nu e o joacă. E ca motorul pentru o mașină, practic. Exact. Și după aceea a venit și mâna. Operația la Barcelona. Operația la Barcelona, am jucat două turnee cu fracturi la mână. M-am trezit într-o dimineață, efectiv, cu niște dureri îngrozitoare. La stânga, da, și m-am gândit, poate m-am lovit în ceva, nu făcea sens nimic din ce mi se întâmplase. M-am dus în vacanță cu gândul că dacă am o inflamație, inflamația ar trebui să treacă în câteva zile. M-am dus într-o mini-vacanță, iar când m-am întors la primul antrenament, era mai rău decât înainte.
Și atunci am zis, ok, trebuie să fac remene. Și când am făcut remene, doctorul m-a sunat, cunoscându-mă și știind, m-a întrebat, plănuiești să te duci undeva la vreun turneu? Zic, da, peste două zile ar trebui să plec în Canada. Trebuia să joc Toronto. Sau, Toronto sau Montreal, nu mai știu ce era, că se joacă un an Toronto, un an Canada, Montreal. Așa da, ai Canada. Toți. Exact. Și până la urmă mi-a spus că n-am nicio șansă și în momentul ăla am trimis remeneu în Barcelona la doctorii mei, în care am 100% încredere. Și mi-au spus în prima fază, vină să faci un PRP. M-am dus acolo singură, neștiind că o să mă operez. M-am trezit că la 7:30 mă duc să-mi ia sânge, să-mi facă PRP. Și apoi la 11:45 m-am trezit la reanimare. Și atunci a fost așa, un șoc pentru mine. Primul instinct a fost să mă uit să văd dacă mai am mână. A fost ok, mâna e acolo, tot e ok, pentru că nu mă așteptam. Și după aceea, când doctorul a venit la mine, mi-a spus, uite, când am pus X-ray-ul pe mână, am văzut că fracturile erau mult mai mari. Dar a fost fractură de care? De stres. La trei oase, una lângă cealaltă. Și mi-a spus că mai aveam nevoie poate de un singur mers sau de un singur antrenament încât să rup tot ce aveam. Și atunci nu se mai putea... Asta se întâmpla relativ recent, iulie, august. Da, se întâmpla fix imediat după Hamburg. Ah, ok. Eu am mers la Hamburg, deja aveam dureri. Să-ți apăr titlul, cum ar vrea. Nu aveam nicio șansă, adică nu am mers cu gândul să-mi apăr titlul. Pentru mine era să important duci, să... Să duci titlul înapoi, cum e cu ștafeta, știi? N-aveam cum, pentru că realist vorbim, eu nu mă antrenam. Adică eu toată perioada cu inima mergeam prin casă și aveam pulsul 150. Adică... Okay. Păi nu, m-am și uitat la... Adică chestia asta se vede în orice vrei tu, statistici, dacă vrei. Că cred că ăsta este anul cu cele mai puține meciuri pe care le-ai jucat de mult timp, cred că de vreo 6-7 ani. Păi sunt două motive. Când ajungi la nivelul ăsta, să fii top 100, top 60 acolo, în primul rând... joci turneele mari. Da, jucând turneele mari, și, da. Atunci automat nu mai joci calificări, unul la mână și doi la mână, dacă tu întâlnești în primul tur pe favorita 1 și nu reușești să mergi mai departe, clar, meciurile sunt mult mai puține. Adică n-ai cum. Atunci când ești 150 și joci calificări la fiecare turneu, clar, meciurile sunt mult mai multe. Corect. Da, oricum, am lăsat totul la o parte acum. It's just a memory now, da. Asta. Trecem peste, acum bănuiesc că până la finalul anului încerci să pui lanțul înapoi pe bicicletă. Pentru mine anul ăsta a fost, ți-am spus și în particular ție, chiar dacă a fost probabil, cred că cel mai slab an din punct de vedere al victorilor. Sigur că acum nivelul s-a schimbat, nu mai joc 25.000, joc WTA săptămână. Dar am tras multe învățături din anul ăsta. Adică multe, te-a ajutat mult pe scurt, foarte mult. Asta e vorba. Chiar dacă a fost un an slab ca și rezultate, a fost un an de învățătură maximă. Uh-huh. Cred că cel mai bun an din viața mea. Și asta cred că ajută pe termen lung până da. La urmă, că despre da. Asta e vorba. Adică vorba aia, timp este, ești tânără, ai o grămadă de ani în față, de sezoane care, da. Pe care poți să le călărești de acum. Da, exact. Felicitări pentru victoria de ieri, că ieri s-a jucat primul tur de la Transylvania Open. Meci greu a fost, nu? Complicat. Foarte greu, da. Știam că o să... Adică, sincer, când am auzit că Laura Sigmund s-a retras și că voi juca cu Harmony Tan, n-a fost prea simplu, pentru că știam că va fi un meci foarte greu. Tan a bătut pe Serena Williams la Wimbledon, ca să punem în context cumva. Da, așa. Bine. Printre altele. Printre altele, exact. Pe Serena exact. De acum. Da, oricum, și de acum e foarte greu să o învingi, deci. Și, și peste 20 de ani cred că va fi greu să o învingi. Retrasă deci... cu 3 copii, da, 2, da. Nu vine Serena bate, da, legenda okay. tuturor timpurilor, cred. Știam pentru că am mai jucat contra ei și o pierdusem foarte rău, foarte, foarte rău. Dar știam că de data trecută când am pierdut la ea acasă. Okay. Am zis ok, de data asta sunt la mine acasă, poate o să se schimbe ceva. S-a schimbat. Da. După setul întâi. Da. Dar a fost un set, și setul întâi a fost super, super echilibrat. Ai, da. ai ținut tu așa că așa a apărut, ai ținut, ai
strâns cu dinții de fiecare minge, fiecare game. Am avut multe, multe oportunități în primul set să preiau eu inițiativa, dar cred că am fost un pic, nu știu, indecisă. N-am avut prea multă încredere. De rugină? Da, se poate, pentru că atunci când nu ai prea multe meciuri câștigate, nu-i simplu. Nu-i simplu că fix în momentul în care trebuie să iei cea mai bună decizie, la 3-3, 4-4, când meciul e foarte strâns, te trezești că dai dublă greșeală sau dai retur 3 metri out. S-a pierdut memoria musculară. Da, Așteptăm și meciul de mâine, iar filmăm într-una dintre zile în care tu ai liber aici la Transylvania Open. Mâine jucăm cu Xiyu Wang, una dintre chinezoaicele care joacă aici. Noi așa când uităm la generația asta de jucătoare din China, habar n-avem ce și cum, pentru că noi se pare că toate au cam același stil de joc și joacă bine și te zgâlție, indiferent de cum ai juca. Da. Dar tu cred că o știi mai bine decât mine. Da, o știu foarte bine pe ea. E o fată super. Îmi place mult de ea. Okay. O sportivă de calitate, ca să zic așa. Adică mereu o vezi muncind în sală. Îmi place foarte mult și va fi sigur un meci greu. Dar, cum am făcut-o și ieri, clar voi încerca să dau tot ce e mai bun din mine. Îmi doresc foarte mult să câștig, dar important este să joc bine. Să te simți bine. Să mă simt bine, exact. Acum, eu cred că asta e pentru mine. Da, simte-te bine, da, că de la anul până la anul mai e timp și de acolo începe. Da, dar oricum nu mai e. Eu am arătat cam tot ce puteam, în sensul că lumea știe deja cine sunt. Exact. Adică nu mai trebuie să dovedesc că joc bine. Nu mai trebuie să dai cartea bine. De vizită. Exact. Bună ziua, eu sunt. Exact. Acum, Gabi din România. Exact. Acum joc pentru mine, pentru toți cei care vin să mă vadă, să mă susțină, cei de acasă, familie și așa mai departe. Și joc să-i bucure tenisul meu, să-i facă să se uite pe SofaScore și să zică ok, Gabi joacă astăzi, hai să deschidem televizorul, la ce oră are meci, la 5, ok, hai să fim acasă. Adică, cum am făcut și eu când Simona juca săptămână de săptămână, adică îmi făceam programul de antrenamente sau mă culcam cu o oră mai târziu ca să mă uit la meciul ei. Corect, da, plăcerea aia. Tu ai crescut cu ea, practic. Da, am crescut cu ea. Și e bine, pentru că cumva ați simțit cu toate că uite, se poate mă și de aici, totuși, chiar dacă vii din țara asta. Da, și păi cred că tocmai de aceea am și ajuns să fim atât de, cum să zic, puternice și ambițioase, pentru că neavând nimic, atunci tu îți dai seama că trebuie să lupți. Atunci când ai totul pe tavă, ești mai de lăsător așa. Corect. Și ești ok. Bine, dacă nu ești Jessica Pegula. Ok, da. Băi, da, ce exemplu, vezi? Foarte tare, fată, oricum. Respect. Eu n-am știut asta, am aflat foarte, foarte târziu cât ce potență financiară au părinții ei și cred că asta o face și mai specială. Da, eu respect, adică e chiar munca ei, știi, că vorba aia, putea să stea pe un șezlong toată viața. Dar îi place, adică o văd la antrenamente și la sală, îi place să facă, îi place să învețe, să se antreneze, e bătăioasă. Apropo, că tot am ajuns la capitolul ăsta, am niște întrebări legate de circuit și nu numai. Da. Așa, eu de fapt doar pentru întrebări te-am întrebat, da, te-am invitat aici, dar tu ai povești mereu și îmi place să discutăm, pentru că ești o tipă super deschisă mereu și mulțumesc. Probabil că și oamenii vor să afle de la tine ce s-a întâmplat anul ăsta și e bine să afle direct din sursă. Că pe ocolite știi cum e, s-a tot vorbit. Da. Anyway, întrebare. Spune-mi o jucătoare din circuitul VTA care ar fi meritat să câștige un slam și n-a câștigat niciodată. Wow! E o întrebare bună. Mi s-a mai spus. Greu, știi de ce greu? Pentru că... Că-s multe. Ons Jabeur. Bă, da, anul ăsta, da. Adică săraca Ons. Da. Ons a trecut prin ce a trecut Simona, apropo de Simona. Vorbesc de, hai să zic, 2 ani, 3 ani de zile. Știi de ce zic asta? Îți dau răspunsul ăsta. Pentru că, efectiv, nu țin minte jucătoarele de mai mult de 2-3 ani. Nu țin minte. Deci țin tot doar ce e acum, în prezent. Okay. Nu bine, pot. Le ții minte, dar nu mai... Da, nu știu rezultatele lor. Nu te mai conectezi cu ele. Da. Ok, tare, deci Ons. Ons, da.
Care e cea mai dificilă adversară cu care ai jucat vreodată tenis în circuit? Dificilă din punct de vedere... Hai că pun întrebarea altfel. Când te uiți la tragerea la sorți și vezi că ai căzut cu X, da, zici, băi, nu încă o dată sau whatever, știi? Uh-huh. Grea pentru tine, un stil care nu-ți place, un stil contundent care pe tine te deranjează. Păi... Acum știu dacă ai voie. Surenco. A, poți să spui asta, că te... Dar Lesia? De ce să nu? Da. Lesia. De ce? Este wow. Foarte greu, foarte, foarte greu, pentru că este foarte constantă, luptă până la capăt. Atletă, aleargă. Este incredibilă. Este absolut incredibilă. Da, ai jucat de multe ori cu ea? Am jucat de două ori cu ea și am pierdut la Cluj anul trecut foarte rău. Corect. Și anul ăsta am mai jucat cu ea la Porto Rosso acum 3 săptămâni, am pierdut 7-5 în decisiv. A fost aproape de data asta. A fost un meci excelent pentru mine. Excelent. A, bun, ce tare. Deci ai un reper. Când o să bați pe Țurencu, înseamnă că e bine. E bine. Ești bine. Deja am fost foarte bine, pentru că am fost aproape. Adică meciul ăla m-a făcut un pic să zic, ok, sunt pe punctul, pe linia cea bună. Mm-hmm. Și Swiatek. A, bine, cred că aici asta e un răspuns universal acum, nu? Cu Iga e greu. Nu vreau să pară că sunt arogantă. Momentul ăsta. De-abia aștept răspunsul, da, vă rog. Mi-e mai greu să joc cu Țurencu. Este mult mai multă muncă cu Țurencu decât cu Swiatek. Păi nu trebuie să fii arogantă, pentru că dacă oamenii știu cât de cât tenis, știi că un stil se potrivește cu exact, alt stil și altul. Exact, nu, exact, exact. Adică e mult de muncă, mult de muncă, pentru că efectiv nu îți dă niciun cadou. Niciunul, deci... Da, deci muncești tu, este, îți iei, da, ce ți-ai, ție, ce nu, da, rămâne la ea, da. Da. Okay. Interesant. Bun, și acum, lăsând tenisul la o parte, mai facem o tură pe aici prin piață, pe lângă BT Arena, și mai am câteva întrebări care n-au treabă cu tenisul, dar așa, să vedem, da, să ne relaxăm. Mai gossip? Nu, mă, nu, că știi că nu știu. Sunt băiat relaxat și râdem. De exemplu, întreb care e destinația ta favorită de vacanță. Până acum a fost Seychelles. A, da, bine, mă. Am fost anul trecut în Seychelles. Da. Mi-a plăcut foarte mult și m-aș mai întoarce acolo, dar nu anul ăsta. Vreau o altă destinație anul ăsta. Ok, cool. Îmi place să merg la plajă. Mult. Adică chiar dacă, plajă, da, okay. Adică nu stau neapărat la soare, că stau destul tot anul, dar, dar okay, îmi place mult la plajă. Așa, zi-mi ce melodie asculti tu acum pe repeat în perioada asta, că toți avem tot. Îmi place mult Smiley. Sunt foarte bune melodiile lui, îmi dau așa un vibe bun. Maroon 5 este visul meu ca el să-mi cânte la nuntă. Okay. Ci că mă întreb de gossip, nu. Stai că vorbesc eu acum, zic, de nunți, de astea. E ok. Asta e un vis de-al meu, așa. O să vină vreme. Dacă va fi. Păi vorbim, îl chemăm la interviu aici. Prietene, fii atent, avem un propune, ce treabă ai în... Aici, nu știu, aici în arenă, exact, să vină, da, să-mi cânte. Așa, da, frumos. Păi vorbesc cu organizatorii de aici să-ți facem o surpriză. Dacă e turneu, Okay. Vine Maroon 5 să-ți cânte la finală, da, frumos. Da. Așa, serialul preferat. Serialul preferat. Și prin preferat mă refer la faptul că poți să-l vezi. The Queen of South. Ok. Cartel, nu l-am văzut. Despre ce e vorba? Carteluri, droguri. A, bravo, mă, da. Mamă, când ai spus The Queen, am crezut că e ceva pe, mă rog, nu. Știu că par așa princess face, dar sunt mai dură decât par. Păi, pe teren, pe teren. Da. Uneori se schimbă puțin. Da, faci așa, ai o de-asta și după aia gata, ai închis pe toți la momentul. Da. Ok, bun, stai așa că mai aveam niște întrebări. Care este ultimul lucru pe care l-ai cumpărat din impuls? Adică n-ai avut nevoie de el, dar l-ai luat. Din impuls? Știu, să știi că la întrebarea asta pe care am mai adresat-o celorlalte jucătoare din acest turneu, mi s-a răspuns foarte repede. Că nu există vreo păi din impuls, din impuls haine. Haine, nu? Da. Pe care nu le-am. Haine, okay, adică da, puloverul ăsta. Dar nu neapărat din impuls, pentru că aveam nevoie aici în Cluj, se pare că este foarte frig. Deci l-ai luat aici? L-am luat acum două zile, pentru că am venit de la monastir cu fustițe scurte și pantaloni scurți, deci. Okay. Na. Bun. Gata. Și două întrebări din partea lui Porsche și te las, pentru că da,
vrem să fii odihnită la meciul de mâine. Acum nu e ca și cum ai fi făcut un efort major aici. Nu, că e relaxare, ne mai distrăm, mai râdem și glumim. Plus că mașina este incredibilă. Aici nu pot să te contrazic. Da. Că și eu mi-aș dori în garajul Taycan, dar mai muncim. Mai trebuie să mai câștig niște turnee, Gabi. Așa, ce-ți place mai mult, să zbor sau să conduci? Să conduc, clar sunt. E bune? Biggest fan, da. Fo. Aș putea conduce. Am condus cel mai mult din Elveția până în România fără oprire. Acum, adică cât, fără să mă culc. De fapt, am vrut să zic acum cât timp joci, da, normal, că de la 18 ani. Da, mă mutasem la graniță Austria cu Elveția pentru Iulian acum 2 ani jumate, fix înainte să vină pandemia. Uh-huh. Am stat 10 zile, mă mutasem cu tot, cu apartament, cu mașină, cu mâncare, cu pisică, okay. etc. N-am pisică. Așa. Metaforic vorbim. Da, metaforic. Purcel, cățel. Da. Și după 10 zile de antrenament cu Iulian acolo, doamna care mi-a închiriat apartamentul mi-a spus, știi, trebuie să eliberezi că aici se închide totul, trebuie să pleci acasă. A fost pandemia. Și am făcut drumul acela, Dorbin, București, eu am condus de la 9 dimineața până la 4 dimineața. A, direct. Zici că te-ai dus legat? Direct. Deci clar voi alege condus. Te-ai mai oprit din când în M-am oprit să beau o cafea. Da. Deci. Și acum întrebarea, știi cum e, care urmează. Ce ai alege între Porsche 911 și Porsche Taycan? 911. Și Porsche Taycan. Pare să mă mai întrebi. Pentru că dacă ai fi avut Taycan, te oprești să încarci. Da, am auzit asta, chiar vorbeam cu unul dintre șoferi, pentru că a venit să mă ia chiar cu mașina asta, okay. de la aeroport, dacă nu mă înșel, probabil mai e și un alt model, adică la fel. Băi, nu știu ce să spun, dar vișinul ăsta cred că e destul de rar, da, și atunci s-ar putea să fie fix mașina asta. Îmi place enorm de mult Taycanul, este mașina... una din preferatele mele, dar aleg 911 pentru că eu având Macan în momentul de față. Ah, deci ești fan Porsche. Sunt fan. Ok, de cu Macan ai făcut drumul ăla? Nu cu Macan. Ok, gata, atunci nu mai vorbim de altele. Nu, da, cu nu un, mai vorbim cu despre un alte. Ferrari, Koenigsegg, da. Exact. Sigur. Dar acum parcă îmi doresc o mașină sport, că, na, este să facă vrum mașina. Adică să sune. Păi acum mai sună câțiva ani și după aia gata. Da, exact. Fiind și mare fan Formula 1, na. Știi, noi avem aici un timp limitat pentru discuție, dar da, dacă exact. Vrei... Bine, despre mașină aș putea să mai vorbesc spun, încă 2-3 exact. Ore, adică exact. Aș mai sta. Dar ai treabă la meci, așa că noi îți urăm multă baftă, odihnă plăcută astăzi. Mulțumesc. Și să ne vedem cu bine și după meciul. Doamne ajută, să ne vedem cu bine și de ce nu să mă mai plimb cu mașina asta. Dar cu mare drag, de fiecare dată știi place că... place și culoarea. Da. Și interior și exterior. Păi ți-am zis, câteva turnee, practic. Câteva turnee, da. Sau unul mare. Da. A, apropo, exact. Mașina de aceea dinăuntru se câștigă dacă câștigi și turneul? Da, ar trebui să mutăm turneul la Stuttgart. La Stuttgart, nu? Da, la Stuttgart. La Stuttgart te aștept, uite, la anul, la Porsche Tennis Grand Prix. Primul turneu de zgură al sezonului, chiar că e zgură indoor și ciudată. N-am jucat niciodată. E, ci că e un hard cu praf pe el, cam așa e zgură da. Acolo. Dar te așteptăm cu drag acolo și da. Acolo chiar dacă câștigi, pleci cu mașina mult. Acasă. Da. Stuttgart, București, în câte ore ai zis? Nu știu, nu câteva contează, ore, nici da, măcar nu exact, mai contează. Dacă ai o mașină bună, exact. O faci imediat. Mulțumesc mult, Gabi. Și eu îți mulțumesc. Multă baftă. Fost super fan.